Breaking news la Digi24, doamnelor și domnilor, o informație venită în urmă cu scurt timp. Politicianul rus de opoziție Alexei Navalny a murit în închisoare. Este un anunț făcut chiar de reprezentanții penitenciarului, acolo unde era încarcerat. Detalii despre acest subiect are colegul meu Andrei Nogușiu. Este în direct acum cu noi. Andrei, te ascultăm, ce ai aflat? Într-adevăr, a venit în urmă cu puțin timp anunțul decesului lui Alexei Navalny. Era adversarul numărul 1 al lui Vladimir Putin, omul pe care Putin l-a urmărit, l-a hărțuit timp de ani buni. Navalny era cel care a dezvăluit corupția uriașă din jurul liderului de la Kremlin. Potrivit unui anunț al administrației penitenciare, el a murit astăzi într-un penitenciar, într-o colonie penitenciară extrem de severă, unde fusese trimis la sfârșitul anului trecut. În mod oficial s-a simțit rău după ce a ieșit la o plimbare, așa cum au dreptul anumiți deținuți să iasă din celule, după care ar fi fost găsit decedat în celulă. Aceasta, repet, este varianta oficială, însă evident că ea nu poate fi confirmată în niciun fel și, după cum spuneam, având în vedere faptul că Navalny a fost urmărit și hărțuit de regimul Putin an la rând, suspiciunile privind o moarte din cauze nenaturale nu pot fi înlăturate. Asta în condițiile în care, Andrei, știm foarte clar că Alexei Navalny, din momentul în care s-a întors în Rusia și a fost încarcerat, a fost mutat de la o închisoare la alta, de multe ori a venit cu acuzații de rele tratamente asupra lui. Așa este, și de fiecare dată penitenciarul în care ajungea avea condiții și mai severe, avocat săi, familia sa aveau tot mai rar acces la el și existau tot mai multe îngrijorări legate și de starea sa de sănătate, pentru că era evident că din punct de vedere fizic nu se simte bine și cel mai probabil nici din punct de vedere psihic. În momentul în care el a murit, executa o pedeapsă de 19 ani de închisoare, o pedeapsă extrem de dură și despre care organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au spus că, de fapt, încălca drepturile lui Navalny și era consecința unui proces instrumentat politic. Moartea lui Navalny vine cu o lună înainte de alegerile prezidențiale din Rusia. El nici nu putea să fie candidat, contracandidat al lui Putin, pentru că, evident, nu avea acces pe lista candidaților. Am văzut ce s-a întâmplat săptămânile trecute cu toți cei care ar fi putut să-i pună vreo problemă lui Vladimir Putin. Comisia electorală i-a eliminat din motive uneori ridicole, tocmai pentru ca președintele rus să nu aibă nicio problemă la alegerile din martie. Însă, iată, acest deces al lui Navalny, omul care simboliza opoziția față de regimul lui Putin, s-ar putea să schimbe datele problemei la aceste alegeri pentru care Putin se pregătea fără emoții. Cu siguranță moartea lui Navalny și modul în care el a fost tratat de autoritățile ruse subordonate lui Putin vor crea un val de emoții. Este posibil să asistăm și la anumite proteste de stradă, în ciuda măsurilor luate de regimul Putin. Urmărim situația și așteptăm să aflăm mai multe detalii despre modul în care inamicul numărul 1 al lui Putin a murit într-o închisoare din nordul Rusiei. Mulțumesc, Andrei, pentru aceste informații. În legătură directă cu noi în continuare este colega mea, Liliana Ruse. Lili, mulțumesc pentru intervenție. Am văzut varianta oficială venită din partea penitenciarului unde era încarcerat Alexei Navalny, cum că s-ar fi îmbolnăvit, nu s-a simțit bine după o plimbare și a fost găsit mort în celulă. Hai să lămurim puțin dacă putem da crezarea acestei variante oficiale în condițiile în care, cu siguranță, alta nu vom avea, în condițiile în care știm prin câte a trecut Alexei Navalny de când s-a întors în Federația Rusă. Sigur că nu putem să dăm crezare informațiilor venite din Rusia, de la Kremlin, pentru că nu e prima dată când se întâmplă acest lucru, când un opozant al lui Putin este încarcerat și moare în condiții suspecte. S-a întâmplat și cu Sergei Magnitsky în jurul 2007-2008. Atunci a fost încarcerat, a fost negat accesul, interzis accesul la medici, a murit în închisoare, bineînțeles, cauza oficială n-a avut nicio legătură cu cauza reală a morții. Este o metodă prin care Vladimir Putin își elimină pe cei incomozi. Informațiile venite din Rusia, de la Kremlin, nu pot fi verificate independent, pentru că Rusia este o dictatură, este o autocrație. Din urmare, varianta pe care rușii o expun, Kremlinul o expune, nu rămâne credibilă decât pentru susținătorii lui Putin din interiorul Rusiei. Și foarte important, pentru că acum primim mai multe informații. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat că Vladimir Putin a fost informat despre moartea lui Alexei Navalny. Bineînțeles că a fost informat, că doar era interesat. Navalny a fost unul dintre cei mai puternici opozanți, cel care a dezvăluit corupția din jurul Kremlinului, din jurul lui Putin, cel care a fost scânteia protestelor care au avut loc în anii 2010-2011. E un personaj politic extrem de important pentru Vladimir Putin. Foarte probabil vom auzi că Putin a cerut o anchetă, iar ancheta aceea va arăta acum că această cauza morții a fost generată de o boală care n-a fost îngrijită în timp util, dar niciun fel de responsabilitate nu va fi asumată de acest regim penal. Oameni care mor în închisoare, oameni arestați, oameni goniți practic, în cel mai bun caz, din propria lor țară, oameni otrăviți, pentru că asta s-a întâmplat și cu Alexei Navalny, în ciuda întregii prigoane pe care Putin a pus-o la cale la adresa lui. Navalny s-a întors în Rusia și a sperat, chiar și din închisoare, că va reuși să schimbe ceva din ceea ce înseamnă dictatura lui Putin. Din păcate, Putin, ca de obicei și ca orice regim criminal, a fost mai puternic. Mulțumesc, Liliana Ruse, pentru intervenție, pentru toate aceste detalii. În continuare, în direct cu noi, este domnul ministru Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc pentru această intervenție, domnule ministru. Bună ziua. Cum să privim această veste pe care, în urmă cu puțin timp, potrivit Kremlinului, a aflat-o și Vladimir Putin? Sigur, este un moment cu semnificații și reverberații foarte complicate în perioada următoare. Navalny executa o pedeapsă în 30 de ani închisoare, fusese mutat la un penitenciar lângă cercul polar, în zona arctică, și se afla într-un regim special de detenție, așa cum au anunțat autoritățile ruse. În anul 2013, el a câștigat 27% din votanții pentru primăria Moscovei și chiar dacă în perioada ulterioară, practic, într-o formă sau alta, a fost singularizat în ceea ce privește opoziția față de Kremlin și Vladimir Putin, avea Alexei Navalny un anume tip de rezonanță și orizont la nivelul lumii libere. Situația sa era urmărită cu foarte mare atenție din multe perspective, deci faptul că și-a pierdut viața în penitenciarele din Federația Rusă va reprezenta o temă de preocupare, de răspuns chiar la cele mai înalte nivele. La ce ne-am putea aștepta concret, domnule ministru? Sigur, nimic concret din punct de vedere oficial, formal, dar din punct de vedere informal, mai ales având în vedere faptul că ultima încercare a președintelui Federației Ruse de a discuta cu președintele Statelor Unite, Biden, a fost în 9 februarie, tocmai pentru a găsi un coridor paralel privind situația din Ucraina față de acest moment. În mod evident, reticența occidentală va fi și mai mare. Deci astfel de momente emoționale au o implicare simbolică peste care însă cinismul politicilor nu poate trece. Și e foarte important să ne spuneți, domnule ministru, dacă dumneavoastră considerați că această veste va influența în vreun fel alegerile de peste o lună din Federația Rusă. Pentru că ne-am putea aștepta chiar la proteste, poate la, iată, voci care să critice regimul pentru că Alexei Navalny a murit în închisoare. Trebuie să judecăm în termenii și condiționalitățile din lumea respectivă. Nu cred că va influența serios procesul electoral așa cum îl cunoaștem noi și cum acesta se desfășoară în statele noastre, dar pe undeva va exista la nivelul societății ruse un anume semnal emoțional, dar deocamdată Federația Rusă se află în situație de război și din acest punct de vedere evident că și-au măsurile, inclusiv în ceea ce privește comunicarea, de o manieră restrictivă fără precedent. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această intervenție și pentru discuție. Urmărim ce se întâmplă, iar în momentul în care vom avea mai multe detalii, vom reveni la acest subiect. Foarte important, vă reamintesc că Alexei Navalny a murit în închisoarea din Arctica, în care fusese transferat în decembrie anul trecut. Vorbim despre o colonie penală de maximă securitate din Siberia, cunoscută drept Lupul Polar. Un mesaj publicat pe contul său oficial de social media lui Alexei Navalny în ianuarie dădea detalii despre cum era tratat acolo și vă spunem despre ce este vorba în câteva minute când revenim.